Ore de la închiderea urnelor la alegerile din 2024, avem un câștigător clar la primăria municipiului Fălticeni. Cătălin Coman are deja al patrulea mandat. Da, într-adevăr, avem 12 ani de când suntem la conducerea municipiului Fălticeni și vreau să mulțumesc din tot sufletul fălticinenilor pentru încredere și pentru sprijin, pentru că am câștigat al patrulea mandat, undeva 78-80%, nu avem încă datele exacte. Este un scor zdrobitor care arată faptul că proiectele noastre, investițiile noastre, gândurile noastre bune pe care le-am investit cu suflet și cu inimă pentru Fălticeni ne-au dat rezultate și roade. Încă o dată vă mulțumesc, dragii mei, ați fost senzaționali. Suntem o echipă frumoasă, suntem o familie frumoasă aici la Fălticeni și vă asigur că încrederea pe care mi-ați acordat-o vom continua să o dezvoltăm, astfel încât de la an la an să promovăm tot ceea ce înseamnă lucruri bune și frumoase pentru orașul nostru. Care au fost obiectivele pentru aceste alegeri? Obiectivul pentru aceste alegeri a fost câștigarea funcției de primar și o majoritate în Consiliul Local care să-mi permită să lucrez la anumite proiecte și să implementăm anumite proiecte extrem de importante, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că la cum arată rezultatele preliminare vom avea o majoritate zdrobitoare și în Consiliul Local. Știu că înainte de aceste alegeri ați făcut un pariu cu domnul senator Ioan Stan. L-ați câștigat sau l-ați pierdut? Am făcut un pariu undeva la 75%, probabil l-am câștigat. Vom aștepta rezultatele finale în câteva ore și atunci vă pot spune. Mai puțin important, pariul pe care l-am făcut era doar o discuție colegială între colegi de partid. Ne bucură faptul că, așa cum am spus, fălticinenii ne-au avut încă o dată încredere în noi, iar munca pe care am realizat-o împreună cu colegii din Consiliul Local și cu colegii din primărie s-a dovedit extrem de eficientă și, drept dovadă, scorul spune multe. Este practic cel mai mare scor pe care l-ați obținut dumneavoastră până acum. Da, într-adevăr, la al patrulea mandat este cel mai categoric scor pe care l-am avut împotriva adversarilor politici și competitorilor politici, că nu suntem dușmani, suntem doar adversari, suntem competitori politici, chiar dacă pe parcursul campaniei anumiți contracandidați au vrut să fie dușmani, noi suntem un partid extrem de elegant și întotdeauna am considerat că lucrurile pozitive pot fi puse înainte și cu ele trebuie să ne mândrim, nu doar cu noroi, cu ură și cu alte motivații extrem de inestetice privind campania electorală. Ce le promite sau ce le spuneți alegătorilor din Fălticeni care v-au dat votul pentru acest al patrulea mandat? La ce să se aștepte? Trei cuvinte: Fălticeni nu se dezvoltă.